Sfera Franchise Group, un holding care reunește companiile care operează în sistem franciză, brandurile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Taco Bell în România, Republica Moldova și Italia. Este o societate care a avut destul de mult de suferit anul trecut în cauza lockdown-ului și a restricțiilor impuse de pandemie și în acest an a avut de suferit, însă totuși vedem o evoluție semnificativ mai bună față de anul trecut, 45% în plus cifra de afaceri și avem un profit de net de 21 milioane de lei versus o pierdere de aproape 11 la 9 în 2020. Datoriile pe termen scurt cresc ele ușor, în timp ce gradul de îndatorare este unul ridicat, 400%, iar lichiditatea curentă 0,60. La acest profit obținut de 21 de milioane, am avea un earnings per share de 54 de bani pentru fiecare acțiune deținută, dacă ar fi distribuit tot acest profit. Vedem și câteva date legate de vânzările Sfera Franchise la 9 luni 2021. Vedem o creștere semnificativă a vânzărilor pe T3 și la nivel de arie geografică în România 46% creșteri, în Italia 36% creșterea vânzărilor, iar în Republica Moldova 54%, în timp ce la nivel de brand KFC înregistrează o creștere de 46%, Taco Bell 75%, iar Pizza Hut doar 25%. Cheltuielile din restaurante au crescut mai rapid decât vânzările din trimestrul 3, cu 47%. Creșterea a fost determinată în primul rând de salariile și beneficiile angajaților, din cauza lipsei măsurilor de șomaj tehnic oferite de stat și calibrarea forței de muncă în raport cu nivelul actual de vânzări. Costurile cu alimentele și materialele au crescut cu 46% față de anul trecut, presiunea asupra costurilor fiind parțial absorbită prin creșterile prețurilor de vânzare. Costurile cu chiriile au crescut cu 42%, ca urmare a faptului că grupul a avut oportunități limitate de renegociere a contractelor de închiriere comparativ cu anul anterior, precum și a numărului mai mare de restaurante operate. Cheltuielile cu publicitate au crescut și ele cu 69%, ca urmare a atenției continue acordate comunicării inovării de produs și digitalizării. Redevențele au crescut cu 49%, alte cheltuieli cu exploatarea au crescut cu 24%, determinate de o creștere de 45% a cheltuielilor cu terții față de T3 2020. La fel ca și în cazul trimestrelor precedente, creșterea cheltuielilor cu terții a fost datorată, în principal, creșterii numărului de tranzacții derulate prin platformele de livrare. Alte creșteri notabile la alte cheltuieli de exploatare au fost costurile cu utilitățile, care au crescut 37% în perioada analizată.